Bună ziua, bine ați venit la Delfinariu! Ne bucurăm să vă anunțăm că pentru o perioadă, mai scurtă sau mai lungă, vom vedea în funcție de cum își dorește publicul, pentru că, bineînțeles, publicul este cel care va decide, vom avea în holul Delfinariului o expoziție realizată de niște copii frumoși și talentați, despre care ne va vorbi domnul profesor. În cadrul parteneriatului nostru cu Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, am organizat o serie de evenimente cultural-artistice axate pe domeniul nostru de activitate și anume sculptura, arta plastică. Concret, astăzi suntem aici pentru a deschide expoziția de ceramică intitulată Lumea Florilor. Este vorba despre o colecție de lucrări făcute de elevii cercului nostru în primăvara acestui an, realizate din ceramică și colorate cu culori acrilice, care reprezintă, practic, universul floral. Ei au ales ca surse de inspirație și, practic, exponatele pe care le-au găsit în cadrul microrezervației și documentarea pe care au făcut-o ei în diverse alte locuri. Ideea lumii florilor a provenit din o altă temă pe care am lucrat-o noi în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii și anume o pictură murală pe care au făcut-o 30 dintre copiii noștri. Ducând mai departe această temă, fiecare a contribuit cu propria sa imaginație, uneori chiar depășind diversitatea pe care ne oferă natura în ceea ce privește florile. Colaborarea asta după e foarte fructuoasă. Cei care vor veni pot vedea pictura murală în continuare pe manejul din microrezervație, pentru că a fost apreciată. Am mai avut domnul profesor împreună cu copiii o expoziție în cadrul acvariului, în care la fel au fost expuse piesele. Expoziție permanentă. Da? Ok. S-a transformat din temporar în permanent. Asta este bine de știut. Asta înseamnă că lucrările copiilor au plăcut și sunt prezentate într-o manieră mai interesantă, deoarece sunt în bazinele expoziționale în care sunt expuși pești. Deci cei care pot vedea lucrările în mediul acvatic, să spunem. Aici sunt expuse florile, vor fi completate cu o expoziție exterioară în care vom avea alfabetul florilor. Va fi o fotoexpoziție și, bineînțeles, vom continua colaborarea în funcție de tematica pe care o vom alege.